Potrivit scenariului, pe timpul operațiunilor de încărcare ca urmare a depășirii parametrilor de lucru a rezultat cedarea unei garnituri de etanșare, în urma căreia aproximativ o tonă și jumătate de motorină s-a deversat. Totodată, o echipă de întreținere efectua lucrări cu foc deschis la rezervorul învecinat. Ca urmare a nerespectării normelor în vigoare pentru astfel de operațiuni, s-a favorizat aprinderea vaporilor de la suprafața lichidului deversat, iar incendiul izbucnit a afectat și lichidul din rezervor. Doi dintre membrii echipei de lucrători au încercat să intervină cu stingătoare și au suferit arsuri. Scenariul se referă la incendiul rezervorului din spatele meu, un rezervor care este, în care este depozitată motorina. Din cauze necunoscute ia foc și restul vedeți dumneavoastră. Salvatorii care acționează pentru persoanele care au fost afectate de explozie, pompierii care acționează pentru stingere și așa mai departe. Toți cei care își fac datoria în cadrul intervenției pentru acest eveniment. După lichidarea incendiului, în aer s-a ridicat un nor toxic care s-a îndreptat spre o unitate școlară din apropiere, dar și spre alte locuințe. Imagini de pe set. În urma încinzării primite de la Institutul Dobrogea cu privire la instituirea stării de alert, rugăm toate persoanele să intre în clădiri sau centrele de adăpostire, să închidă și să izoleze geamurile, ușile și sistemele de ventilație. Autoritățile au evacuat elevii liceului, i-au urcat în autobuze și au scos din zona de risc. Reprezentanții ISU Dobrogea au fost mulțumiți de modul în care s-a acționat. Nu am fi acționat diferit. Testarea planurilor puse în practică astăzi, pe timpul exercițiului, fac parte din sincronizarea activităților pentru a vedea acțiunea și în mod real, potrivit unui scenariu prestabilit. Am ales să testăm atât planul de urgență internă al operatorului economic, la un moment dat reclasificându-se urgența potrivit claselor specifice. Ultimul accident grav de acest gen a avut loc în anul 2006 la depozitul din incinta portului. A avut loc o explozie, în urma căreia mai multe persoane au murit, iar altele au fost grav rănite.